Salutare, oameni buni, și bun venit la prima lecție de fluier. Ca să înveți să cânți la fluier, bineînțeles că ai nevoie de un fluier. Eu te sfătuiesc să-ți cumperi un fluier de calitate, să nu-ți cumperi un fluier artizanal, deoarece acela nu va reda cu exactitate notele și în loc să înveți să cânți corect și bine, mai rău te va încurca. Am să vă prezint fluierul meu. Este un fluier tradițional românesc, cu dop, este acordat în do major, așa, are 6 găuri, confecționat de maestru Sava de la Bistrița, unul dintre cei mai mari meșteri de instrumente populare din România, bineînțeles că sunt și foarte mulți alții, voi puteți cumpăra de la cine vreți voi, doar să vă asigurați că este un fluier de calitate. Sau aveți alternativa fluierelor mai ieftine de pe internet, care sunt metalice, dar bineînțeles că sunt acordate foarte bine și pentru început este bun și unul metalic. Instrumentul, în general, este o extensie a ceea ce simte omul, ce exprimă el, sensibilitatea lui, stilul și tehnica de interpretare a fiecăruia dintre noi și dacă ai un instrument de calitate, automat vei cânta cu drag la el și mai ales că ești începător, îți va plăcea să cânți la un instrument de calitate. Haideți să începem să discutăm despre poziția degetelor. Fie că ești stângași sau dreptaci, acoperim primele trei găuri de jos. În cazul meu, eu sunt stângaci, le acopăr cu degetele de la mâna stângă. Apoi acoperim cele trei găuri de sus cu degetele de la mâna dreaptă, respectiv mâna stângă. Dacă ești dreptaci, așa. Deci, este foarte important, înainte de a sufla în fluier, să așezăm foarte bine, să astupăm foarte bine găurile. Pentru că altfel îți va da un sunet aiurea. Uite, sunt astupate bine și sună cam așa. Degetul ăsta mic îl țineți aici ca suport. În momentul când mișcați aici, vă ajută foarte mult, da? Și suflă cam așa, se aude cam așa. Vedeți? Dacă nu le acoperi ca lumea, sună așa. Nu e în regulă, da? Poziția fluierului la buze se pune așa, deasupra buzei de jos, da? Cu vrana, cu gaura, peste buza de jos, așa, da? Staccatura. Staccatura înseamnă asta. Și cum se face? Ca și cum ai scuipa semințe. Dar bineînțeles că nu aduci limba chiar pe buze, chiar pe vrană. Când faci staccatura, limba trebuie să faci stopul cu limba undeva în cerul gurii, aproape de baza dinților de sus. O să simțiți, pe parcurs ce studiați, o să simțiți. Deci, pui fluierul așa și... Este foarte important să faceți staccatură, exercițiu de staccatură, ca să puteți să căpătați viteză. Cam așa sună. Astăzi, la prima lecție, haideți să învățăm gama do major. Deci acest fluier este acordat în do major. Ținem degetul mic aici, astupăm toate găurile și prima notă pe care o obținem suflând în fluier este nota do. Cam așa începe. Pe măsură, deci cum suflăm? Pe măsură ce avansăm către notele înalte, mărim presiunea de aer, da? O să cânt acum gama do major
în octava de jos. Cu fluierul ăsta poți să cânți două octave. Și o să înțelegeți. Acum facem octava de jos. Haideți să începem. Am ajuns la do de sus. Deci, acum coborâm. Dacă vrem să trecem la următoarea octavă, care ne va oferi sunete mai înalte, automat că trebuie să suflăm mai puternic încă de la început. Deci dacă suflăm ușor, avem un do grav, do de jos. Dar noi vrem să facem la octava a doua și suflăm mai tare, obținând aceeași notă, același do, dar la octava de sus. Adică așa. Vedeți, la gama, la octava de sus, așa obținem do. Și înapoi. Haideți să facem ambele octave, da? Acum o să facem foarte rar, da? Haideți acum să facem staccaturi pe fiecare notă. Haideți să facem foarte rar. Și luăm octava de sus. Este foarte important să vă dozați aerul în așa fel încât să nu rămâneți fără aer pe parcursul frazei muzicale pe care o cântați, da? Cam asta a fost lecția de astăzi. Studiați gama do major, studiați staccatura, poziția degetelor, aveți grijă să astupați foarte bine găurile, ca să iasă notele curate. Da? Să iasă notele curate, exersați staccatura și după aceea ne revedem la următorul tutorial cu o melodie cât mai simplă. O să vă o arăt exact așa cum se cântă.
Fiecare interpret are stilul lui, fiecare melodie poate fi interpretată în stiluri diferite. Bineînțeles că trebuie să urmărim linia melodică și nu cântă doi oameni la fel. Fiecare cântă în stilul lui. Eu o să vă arăt așa cum știu eu, cum interpretez eu. Nu mă consider un fluieraș, am învățat și eu singur, dar vreau să vă împărtășesc din ceea ce știu eu. Până data viitoare, rămâneți cu bine, dragii mei, oriunde v-ați afla. Ciao!